Dimineața, Biserica Speranța, și bine ați revenit împreună cu noi. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare. E o sărbătoare extraordinară pentru noi astăzi. E ziua viziunii. E ziua în care privim înspre ce a fost, dar e ziua în care anticipăm ce urmează Dumnezeu să facă în anii ce ne stau înainte. Dar am vrea ca ziua aceasta să fie chiar mai mult de atât. Să fie o amintire. Să fie o anticipare a ceea ce se va întâmpla atunci când Domnul nostru se va întoarce. Și în ziua aceea în care noi, biserica sa, toți cei răscumpărați, vom vedea cum cei 24 de bătrâni și cele 4 ființe vii s-au aruncat la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu, care stă pe tron, zicând: Amin! Aleluia! Și de la tron a ieșit un glas zicând: Lăudați-L pe Dumnezeul nostru, toți robii Lui și cei ce vă temeți de El, mici și mari. Și am auzit ceva ca un glas al unei mari mulțimi, ca un vuie de ape multe și ca un sunet de tunete puternice zicând: Aleluia! Pentru că Domnul Dumnezeul nostru, Cel Atotputernic, împărățește. Să ne bucurăm, să ne veselim și să-I dăm slavă, pentru că nunta Mielului a sosit.
Ajungem în momentul ăla. Dacă o să ajungem să vedem bătrânii, îngerii și pe toți cei răscumpărați de peste viață, nu va fi meritul nostru, ci doar meritul lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Cântă. Când credința-mi s-ar clinti, sprijin-mi-e Hristos. Când cel rău ar izbuti, sprijin-mi-e Hristos. Cum să pot înainta când e întunecos, când mi-e rece dragostea, sprijin-mi-e Hristos. Se desfac în schimb, sprijin-mi-e Hristos. Înaintea Lui să-ți spun, sprijin-mi-e Hristos. Sufletul va fi păzit, va împlini ce-a spus, cu preț mare m-am plătit. Sprijin-mi-e Hristos, sprijin-mi-e Hristos, sprijin-mi-e Hristos, sunt iubit în chip nespus, sprijin-mi-e Iisus.
Hristos, El dreptatea m-a împlinit, sprijinul Hristos, El e învierea mea, sprijinul e Hristos, ce-am crezut voi și vedea la venirea sa. Asta trebuie să aplaudăm mai mult decât orice altceva, pentru că asta e Evanghelia lui Hristos. Nu suntem noi drepți, niciunul dintre noi, ci doar Hristos. Și acesta e harul lui măreț. Să nu ne săturăm să lăudăm harul lui Hristos și să așteptăm să-L vedem manifestându-se printre noi și astăzi.
Doamne, îți mulțumim din toată inima pentru iubirea Ta, iubire pe care o cântăm, dar pe care și-o experimentăm în viețile noastre, fiecare dintre noi. Și-o vedem, Doamne, în viața bisericii Tale. Vedem, Doamne, cum ai fost bun cu noi și prin orice vreme, cam anticipat-o, că n-am avut idee de ea. Tu ne-ai purtat și ne vei mai purta. Că astăzi, Doamne, stăm aici conștienți că harul Tău e nemărginit. Conștienți că dacă suntem onești cu noi înșine, pentru noi, pentru biserica Ta, viitorul poate să meargă doar în două direcții. Fie ne vei muta deodată acolo în prezența Ta și împreună cu toți îngerii și cu biserica Ta de peste veacuri, vom striga și noi odată tare din toată inima: Amin, aleluia! Dă-ne creativitate, dă-ne, Doamne, o viziune atât de clară și de măreață și de puternică, încât să vibrăm cu toții pentru ea și să ne dorim din toată inima să vedem societatea în care ne-ai așezat transformată. Doamne, Te rugăm din toată inima, nu ne lăsa să ne batem joc de anii care urmează, nu ne lăsa să irosim, ci să-i cheltuim, să-i consumăm cu înțelepciune, dragoste și pasiune pentru lărgirea împărăției Tale, până când Te vei întoarce Tu sau ne vei chema să fim cu Tine pentru totdeauna. Glorie Ție! Amin! Amin! Vă invit să vă așezați. Și dacă astăzi încă nu ai venit și nu ai gustat din harul măreț al Domnului nostru Iisus Hristos, dacă Evanghelia încă nu ți-a transformat viața și ție, oprește-te! Oprește-te astăzi! Am rătăcit destul. Și-am obosit crezând că drumul până la Tine e prea greu, că prea departe ești mereu. Și atât am căutat acolo unde nu erai. Doar ca să sfârșesc pierdut în întuneric și păcat. Fără harul Tău, fără mila Ta, aș fi pribeag peste pustiu. Fugind de Tine neîncetat, aș rătăci în vis cu pașii goi și stâni printre ruinele sufletului meu. Primește viața mea,
drumul spre Calvar. Știai că voi răstigni unicul meu păcat și totuși te-ai jertfit. Ești biruința mea, ești mântuire de plină în viața mea. Fără harul poate că uneori prin imaginea pe care o transmitem ca biserică, fie dintr-o parte sau alta a scenei acesteia, poate că imaginea pe care o transmitem e aceea unor oameni care da, s-au apucat de Hristos și pășesc mai departe plin de încredere, în deplină perfecțiune, de mână cu Domnul până la final. Poate că uneori am făcut greșeala asta să vă invităm să vă alăturați nouă, cel puțin prin imaginea pe care am transmis-o, într-un fel de liga desăvârșiților, când în realitate nu suntem decât o comunitate a păcătoșilor iertați. Nu suntem decât povești și mărturii ale harului Dumnezeului nostru, ale darului nemeritat a Domnului nostru Iisus Hristos, care nu doar că ne-a mântuit,
Dar Evanghelia are putere și să ne păstreze și lucrează în noi desăvârșirea înspre care ne ducem și asemănarea cu Hristos. Și pentru că cu adevărat credem lucrul acesta, vrem să vă invităm ca și în această seară să privim înspre Cel desăvârșit care a murit pentru noi, înspre Iisus Hristos, Domnul nostru. Și vă invităm să fim împreună astăzi de la ora 6 pentru un timp în care să sărbătorim, să celebrăm cina Domnului nostru Iisus Hristos, așa cum ne-a învățat El astăzi de la 6 și în același timp să ne rugăm pentru că avem nevoie de El, pentru că avem nevoie de Evanghelie, pentru că avem nevoie de mâna Domnului Iisus Hristos ca să putem să mergem mai departe. Astăzi, la ora 6, vă așteptăm biserică să fim din nou împreună în locul acesta. Și fiecare generație are provocările ei, dar cu siguranță cei care deja ați trecut de zona connect a vieții dumneavoastră vă amintiți despre provocările specifice tinereții. Și vrem aici să-i ajutăm pe tineri, să-i ajutăm să pășească împreună cu Hristos și vă mulțumim celor care ați fost ieri împreună cu noi de la ora 6 la întâlnirea specială a tinerilor la Connect. Vă așteptăm pe toți sâmbăta viitoare, tot de la ora 6, în locul acesta. Și dacă cunoști un tânăr sau că ești aici și încă n-ai venit, habar n-am de ce n-ai venit, dar ascultă-mă, trebuie să vii. Pentru că ne dorim să fim împreună și ne dorim să-L cunoaștem mai mult pe Domnul și unii pe ceilalți, pentru că doar împreună în Biserica lui Hristos vom merge până la final împreună cu Domnul nostru. Așa că sâmbătă de la ora 6 te așteptăm să fii din nou împreună cu noi la Connect. Și astăzi, de la 9:30, azi dimineață, a început cursul M-am hotărât. Pentru toți aceia care în ultimele săptămâni și-au pus viața în mâna Domnului și s-au hotărât să-L urmeze pe Domnul până la final și în apa botezului și dincolo de aceasta. La ora 9:30 a început cursul M-am hotărât și ne rugăm ca Domnul să-i binecuvinteze și să-i păstreze în harul Său. Și înainte să mergem mai departe, aș vrea să ne manifestăm încurajarea față de cei care au început cursul acesta și hai să-i aplaudăm din toată inima și să-i susținem. Și aceste aplauze sunt pentru că vă iubim și vă dorim din toată inima pentru Hristos. Vă vrem pentru El și Dumnezeu luptă pentru viața voastră. Rămâneți lângă El. Și apropo, cei care ați fost la cursul M-am hotărât de la 9:30, ați auzit la un moment dat că biserica a aplaudat așa mai tare? Să știți că pentru voi, că știu că se aude, că și noi facem repetiții în sala aia și știu că se aude de aici, pentru voi au fost și aplauzele acelea de încurajare, pentru că biserica și de la programul 1 și de la programul 2 vă iubește. Continuăm să ne întâlnim la programul 1 de la 9:30, programul al doilea de la 11:30. Și momentele următoare vă chem să-i dorim Domnului ca un act de închinare. Dar înainte să facem asta, aș vrea să mai pun o întrebare. Dacă este cineva cu noi la programul al doilea, de la ora 11:30, pentru prima dată, dacă doar ne vizitezi astăzi, ești pentru prima dată la BBSO, te rog să te ridici în picioare. Vă rugăm să vă ridicați în picioare pentru că vrem să vă spunem bun venit. E cineva prima dată împreună cu noi? Bine ați venit! Bine ați venit! Bine ați venit împreună cu noi! Domnul să vă binecuvinteze! Și în partea asta, acolo sus, Domnul să vă binecuvinteze și lor să le spunem bun venit. Bine ați venit cu noi! Și în momentele următoare, haideți să ne închinăm Domnului cu darurile noastre, fiecare dintre noi, să-i dăruim Domnului din toată inima, pentru că El a fost bun cu noi, El a fost credincios față de noi, să fim și noi la rândul nostru credincioși față de Dumnezeul nostru. Așa că fii generos și biserică, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Sunteți o biserică cu adevărat generoasă, Domnul să vă răsplătească fiecăruia dintre voi. Momentele următoare ne închinăm și cu banii noștri, dar în același timp continuăm să-i aducem Domnului lauda pe care doar El o merită și plin de bucurie, hai să facem asta împreună! Yeah.
Vrednic de laudă, vrednic să fii înălțat. Primește onoarea și cinstea. Răspunsul Domnului la lauda noastră îl duce pe Ezechiel în valea cu oase uscate și acolo Domnul vorbește și spune așa: de aceea profețește și spune-le că așa vorbește stăpânul Domn, poporul meu, eu însumi vă voi deschide mormintele, vă voi scoate din mormintele voastre și vă voi aduce în țara lui Israel. Poți să-ți imaginezi momentul ăsta când Dumnezeu va începe să deschide mormintele cu adevărat? Și înainte să le deschide la finalul istoriei, la învierea morților, le va deschide în anii următori, când vom vedea atâția și atâția oameni care se vor întoarce la Domnul Iisus Hristos. Amin! Poporul meu, când vă voi deschide mormintele și voi scoate din mormintele voastre, veți ști că eu sunt Domnul. Voi pune în voi suflarea mea și veți învia. Voi așeza din nou în țara voastră și veți ști că eu, Domnul, am vorbit și am făcut întocmai, zice Domnul. El este cel care împlinește lucrurile acestea. El, Domnul, pentru numele Său și pentru slava Sa, pentru El sunt toate. Haideți să cântăm împreună. În numele Tău proclamă Duh de viață. În numele Tău se ridică o armată, din oase moarte îți ridici un popor să te slujească. Acolo unde-i Duhul Tău curge viață. În numele Tău proclamă Duh de viață. Numele Tău se ridică o armată, de oase moarte îți ridici un popor să te slujească. Acolo unde Duhul Tău curge viață. Ce suscate fără viață scop și țel, dar mai chemat să chem viață Duhul Celui Sfânt de sus, să vestesc în liberare celor ce sunt lanțuri puși. În numele Tău proclamă Duh de viață. Se ridică o armată, oase-ntoarte îți ridici un popor să te slujească. Acolo unde Duhul Tău curge viață.
moarte îți ridici un popor să te slujească acolo unde Duhul tău curge viață. Ce începe să vezi asta, rostește. Din oase moarte îți ridici un popor să te slujească acolo unde Duhul tău curge viață. Amin. Amin. Este o zi de sărbătoare, ziua aceasta la Biserica Speranța, pentru că este ziua viziunii. Mulțumesc frumos! Este o duminică specială pentru noi, fiindcă această zi de sărbătoare, pe de-o parte ne uităm la ceea ce Dumnezeu deja a făcut pentru noi în ultimii 4-5 ani. Și parcă am fi clipit odată și timpul a trecut. Dar de asemenea, astăzi vrem să ne uităm și înspre viitor, la ceea ce noi credem că Dumnezeu ne va ajuta să facem în anii care urmează. De aceea vă spun și eu, bine ați venit la Biserica Speranța în această dimineață. Vreau să îi salut în mod special pe toți prietenii noștri care în aceste momente ne urmăresc online. Vă mulțumesc tuturor celor care sunteți implicați în lucrarea aceasta și mulțumesc echipei de închinare. Ultima cântare exprimă atât de bine ceea ce ne dorim să facă Dumnezeu în anii care urmează aici la Biserica Speranța. Ne rugăm să aducă Dumnezeu un duh de viață peste biserică, un duh de viață peste oraș, astfel încât oasele uscate să vină din nou la viață și toată biserica de la programul 2 să spună amin. Mă bucur așa de mult să putem să fim aici. Îngăduiți-mi în dimineața aceasta să nu am un mesaj clasic, o predică clasică în această zi de sărbătoare. Aș vrea mai degrabă să stăm împreună ca familie și să ne uităm la binecuvântările sau o parte din binecuvântările pe care Dumnezeu ni le-a dăruit în ultimii ani. Dacă ar trebui să stăm aici să ne uităm la toate binecuvântările, am fi aici pentru un timp îndelungat, dar aș vrea să ne uităm la ceea ce Dumnezeu a făcut, iar apoi aș vrea să ne uităm la ceea ce vom face împreună cu ajutorul lui Dumnezeu în anii care urmează. Așa că haideți să venim înaintea Domnului în rugăciune, inclusiv pentru cei care sunteți online. Ne bucurăm că sunteți cu noi acolo unde sunteți. Haideți în rugăciune înaintea lui Dumnezeu împreună cu noi. Tată din cer, îți mulțumim pentru o zi de sărbătoare ca și aceasta. Aș vrea să îți mulțumesc, Doamne, astăzi pentru tot ceea ce ai făcut pentru noi. Îți mulțumesc că ai fost alături de noi atunci când a fost bine, ai fost acolo. Îți mulțumesc pentru prezența ta care am simțit-o peste biserică de atâtea ori. Doamne, îți mulțumesc în această zi pentru că și în momente grele ai fost aproape de noi. Îți mulțumesc, Doamne, că atunci când am fost puși în fața unor situații imposibile, ai dărâmat ziduri, ai deschis porți, ai dat la o parte apele din calea noastră, astfel încât să putem să mergem înainte. Aș vrea să-ți mulțumesc în această zi de sărbătoare pentru toți cei care te-au găsit aici în locul acesta. Doamne, fii slăvit pentru tot ce ai făcut. Dar, Doamne, ne uităm plin de credință înspre viitor. Îți mulțumim pentru că ne vei ajuta, îți mulțumim că vei merge împreună cu noi și astăzi te rog să miști inimile noastre, te rog să ne dai acea pasiune de care avem nevoie și acea credință mare, ca în anii care urmează să facem mai mult pentru tine, mai mult pentru gloria și pentru slava numelui tău. În numele lui Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Amin. Haideți împreună să ne uităm la ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi în urmă cu
4 ani de zile stăteam în fața voastră, nu aici, la Casa Tineretului, dar mă bucur din toată inima că astăzi suntem aici, în locul acesta. Și în urmă cu 4 ani, în anul 2016, vă citeam acel verset din Proverbe care spune în felul următor: unde nu este viziune, poporul piere. Unde nu este viziune, poporul piere. Tocmai de aceea, de când am început biserica aceasta, i-am cerut lui Dumnezeu călăuzire pentru Biserica Speranța. Tocmai de aceea astăzi ne oprim pentru câteva momente, ne uităm la ceea ce a fost, dar vrem să-i cerem Domnului călăuzire și o viziune mare, o viziune care să fie mai mare decât noi, și obiective care să fie mai mare decât noi, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu măreț. Și credem că ne va ajuta pe drumul acesta. Dar în urmă cu 4 ani stăteam în fața voastră și vă spuneam că viziunea Bisericii Speranța este să facă ucenici mărturisindu-L pe Dumnezeu, local, global și virtual. Și Dumnezeu ne-a ajutat în anii aceștia să vedem lucruri mari întâmplându-se în locul acesta, lucruri mari întâmplându-se în mijlocul bisericii. Dați-mi voie să punctez câteva dintre ele, pentru că dacă nu numărăm binecuvântările, riscăm să le uităm. Dar în această zi de sărbătoare, înainte să vedem pe unde trebuie să mergem, este important să ne uităm, să vedem pe unde am fost, pentru că Dumnezeul care ne-a ajutat până aici este același Dumnezeu care noi credem că ne va ajuta și de aici înainte. Credeți lucrul acesta? Amin. Sunt plin de entuziasm în dimineața aceasta să vă spun despre oamenii pe care Dumnezeu i-a mântuit aici la Biserica Speranța. În anul 2016 am avut cel mai mare botez din biserica, din istoria Bisericii Speranța. La sala sporturilor am botezat cu ajutorul lui Dumnezeu 52 de persoane. Ce zi minunată! Ce eveniment frumos! Ce zi măreață! Ne bucurăm pentru fiecare mărturie pe care am auzit-o în locul acesta. Ne bucurăm pentru fiecare suflet care s-a întors la Dumnezeu în anii care a trecut. Miracolul acesta al mântuirii este cel mai mare miracol pe care credem că putem să-l experimentăm. Să vezi cum Dumnezeu transformă viața unei persoane. Să vezi cum Dumnezeu cheamă tineri. Să vezi cum Dumnezeu repară familii. Să vezi cum Dumnezeu lucrează la viața bisericii. Să vezi oameni care se duc în apa botezului. Să vezi oameni care se duc și îl urmează pe Iisus Hristos. Este incredibil. Mă rog ca în anii care urmează cele mai mici botezuri să fie cu 52 de persoane. Și în anii care urmează să ne ajute Dumnezeu să vedem mult mai mulți oameni întorcându-se la El. Dar de asemenea, o bucurie imensă pe care Dumnezeu ne-a dat-o în ultimii 4 ani este BBSO Baia Mare, Biserica Speranța din Baia Mare. Ne bucurăm așa de mult că în anii aceștia, în 2017, l-am întâlnit pe Nicu Lăcătuș și Nicu ne-a povestit despre dorința lui de a începe o nouă biserică în orașul Baia Mare. Și împreună ne-am rugat și am cerut Domnului călăuzire și am început să mergem pe drumul acesta împreună. Și frați și surori, prieteni dragi, chiar acum, în ceasul acesta, când noi ne întâlnim aici în Oradea, prietenii noștri din Baia Mare, frați și surori, se întâlnesc în Biserica Speranța din Baia Mare. Slavă Domnului pentru asta! Slavă Domnului pentru ceea ce a făcut! Așa m-aș bucura să simt un pic mai mult entuziasm în dimineața aceasta la programul al doilea. Pentru că Domnul a făcut lucruri mari în mijlocul nostru. Chiar săptămâna aceasta ne-am întâlnit cu Nicu și cu Mihai și am povestit puțin despre lucrarea pe care Dumnezeu o face acolo. Toată vara aceasta, pe timp de pandemie, ei s-au întâlnit într-un cort pe care l-au instalat undeva la marginea orașului și i-am întrebat ce planuri aveți pentru iarnă. Și ținând cont că la Baia Mare nu e chiar așa de frig iarnă, au zis, s-au gândit să continue întâlnirile tot în cort.
Și dintr-o dată m-am simțit încurajat, pentru că de atâtea ori m-am plâns că ne-am mutat aici în mijlocul șantierului, că-i frig, că nu-i bine, că fain ar fi să fim gata cu toate, dar când am auzit că ei continuă să se întâlnească la cort, așa am avut un sentiment din acesta de încurajare din partea Domnului, dar ne-au promis că o să încălzească acel cort și că va fi bine și că va fi foarte bine și ne rugăm Domnului pentru lucrarea de acolo și... A fost așa o mare satisfacție că în vara aceasta, în vreme de pandemie, Biserica Speranța din Baia Mare au botezat 8 persoane, 8 oameni care au decis să-L urmeze pe Dumnezeu. Slavă Domnului pentru aceasta! De asemenea, în anii care au trecut, în 2017 am început aici povestea, ceea ce noi am numit Miracolul BBSO. Și în anul 2017 Dumnezeu ne-a ajutat să cumpărăm un hectar de teren strategic, un loc strategic, un loc vizibil, un loc accesibil în Oradea. Și nu doar că am cumpărat acel teren, dar Dumnezeu ne-a ajutat să dărâmăm toate clădirile vechi de pe terenul BBSO. Și astăzi sunt deosebit de bucuros să vă spun că cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Ce frumos, nu? Ce frumos că Dumnezeu ne-a ajutat să cumpărăm terenul, să facem proiectul pentru clădirea aceasta și Dumnezeu ne-a ajutat inclusiv să construim această clădire și astăzi, în 2020, suntem în locul acesta. Unii ar zice, măi Cristi, nu-i mare miracol, este o cunoștință care pe internet a făcut la un moment dat un clip și a pus această întrebare: este miracolul BBSO cu adevărat un miracol? Și el a dat răspunsul care a considerat că poate să-l ofere, că din spatele camerei să pui o cameră și să începi să vorbești nu-i mare lucru. Dar să te pui să faci ceva, atunci vezi cât este de greu sau de ușor. Dar eu vă spun că atunci când o mână de oameni cu venituri modeste vin înaintea lui Dumnezeu plin de credință și încep să pună mână de la mână, lucrul acela este cu adevărat, există ceva miraculos în modul în care Dumnezeu ne-a ajutat, pentru că încă o dată vă spun astăzi că Dumnezeu ne-a ajutat așa cum nu ne-am așteptat. N-au existat oameni din America sau n-au fost biserici americane, n-au fost biserici englezești, n-au fost fundații, n-au fost organizații prin care Dumnezeu să construiască locul acesta, ci Dumnezeu ne-a ajutat pe noi, oameni din BBSO, prieteni BBSO, oameni care au sacrificat, oameni care au dat mult, oameni care au dat puțin. Dumnezeu ne-a ajutat într-un mod absolut miraculos să ridicăm zidurile acestea. În 18 martie eram aici între drămături. De multe ori mă întrebam, îmi tremurau picioarele, mă întrebam oare cum o să reușim să curățăm locul acesta? Oare cum o să reușim să facem, să construim terenul, să construim clădirea pe terenul acesta? Și în martie 2019 am început să lucrăm la fundație și am început să... Așa, mulțumesc. Am început să turnăm fundația pentru clădirea aceasta. Dragilor, până când am început să lucrăm la fundația acestei clădiri, am avut impresia că am cumpărat un teren foarte, foarte mare. Și mă tot lăudam, așa în sinea mea, ce mare teren am reușit să cumpărăm și că o să avem așa de multe locuri de parcare și o să fie așa de fain. Și am venit aici și muncitorii au... început să împrejmuiască perimetrul unde vine amprenta clădirii și când am venit aici și am văzut perimetrul clădirii și am văzut chestiile astea din lemn, nu știu cum se cheamă, care le-au pus în jurul amprentei unde vine clădirea, am întrebat, ce faceți pe locul ăsta așa de mare? Ce l-ați împrejmuit? Păi zice, acolo vine clădirea. Da, zic, nu se poate că pe foaie mult mai mică. Nu se poate să fie așa de mare, zic. Vă aduc foaia să vedeți că e mult, e mică, zic, nu e așa de mare. Dar nu zice, dar atâta e. Și atunci încă o dată au început să-mi tremure picioarele și am zis, Doamne, dar ce am făcut? Și am zis, oare cum o să reușim să construim clădirea aceasta?
De unde o să avem resursele necesare? Cum o să reușim să o finalizăm și să o ducem lucrarea aceasta mai departe? Și în 1 octombrie 2019 am făcut poza aceasta, eram aici la șantier și în urmă cu un an și două zile, locul acesta arăta fix cum arată acum. Și noi ne-am propus ca pe 20 ianuarie 2020 să avem un eveniment mare aici, lucrările întârziau și mergeau câteodată mai bine, câteodată mai greu și în octombrie, țin minte că am venit aici și când m-am uitat la clădirea aceasta imensă, m-am tot întrebat cum o să reușim în 20 ianuarie să avem acel eveniment despre care am vorbit. Dar dragilor, cei care ați fost aici în 20 ianuarie, vă amintiți că Dumnezeu nu ne-a lăsat, Dumnezeu nu ne-a lăsat de rușine, ci în 20 ianuarie, înainte de pandemie, înainte de distanțare, înainte de venitul la biserică cu masca, înainte de statul acasă, înainte de toate lucrurile care le-am experimentat în anul acesta, am reușit să ne întâlnim aici, în locul acesta, și a fost o mare sărbătoare. Slavă Domnului pentru aceasta! Slavă Domnului pentru ceea ce a făcut! Dragilor, au fost atât de multe alte lucruri care s-au întâmplat în anii aceștia. Toate evenimentele anuale de la Sala Sporturilor, evenimentul anual din Baia Mare, atâtea lucruri despre care aș putea să vă vorbesc, atâția oameni care l-au experimentat pe Dumnezeu în locul acesta, ne bucurăm pentru ceea ce s-a întâmplat. Oh, nu totul a fost perfect, nu totul a fost la superlativ, am făcut și greșeli în anii aceștia, au fost și neajunsuri, au fost și momente grele, au fost și momente de descurajare, dar acum când ne uităm în urmă și tragem linie, știm un singur lucru, că Dumnezeu este Cel care ne-a ajutat să ajungem în punctul acesta. Și astăzi suntem aici, în locul acesta, care arată din ce în ce mai bine. Sigur, încă nu este finalizat, încă mai avem de lucru, dar vreau să vă spun ceva. În spatele miracolului BBSO, în spatele zidurilor, în spatele construcției, se ascund atât de multe mărturii frumoase. Oameni pe care Dumnezeu i-a adus împreună cu noi. Îngeri ai lui Dumnezeu, pe unii dintre ei nici măcar nu-i cunoaștem. De multe ori Dumnezeu a făcut aceeași minune pe care a făcut-o pentru Ilie, parcă Dumnezeu și-a trimis corbii ca să ne poarte de grijă, ca să ne aducă resursele necesare. Eu nu pot să-l uit pe prietenul nostru Florin din Anglia, un om pe care încă nu l-am întâlnit. Am vorbit doar cu el la telefon de câteva ori, cum a început să ajute proiectul acesta și din când în când trimitea mii de euro cu autobusul. Și mă sunea șoferul de autobuz, am un pachet pentru voi. Și ne punea în mână o pungă din aia de leu care era plină cu bani. Și parcă Dumnezeu își trimitea corbii să vină și să ne poarte de grijă și să putem să continuăm. Și, dragilor, în 18 martie 2020 am început lucrarea de construcție aici și de atunci și până acum nu ne-am oprit nicio zi. Mare lucru! Nici o zi nu ne-am oprit să spunem, n-am mai avut bani, n-am mai avut resurse. Au fost pensionari care s-au implicat. Au fost oameni care au plecat deja la Domnul și s-au implicat așa cum au putut în proiectul acesta. Au fost tineri care s-au implicat financiar într-un mod extraordinar. Sunt cel puțin doi tineri din biserica aceasta. Și când spun tineri, mă refer la tineri. Așa, pe la 20 de ani, doi tineri care și-au vândut mașinile și-au dat toți banii pentru construcția campusului BBSO. Este mare lucru. Între programe a venit un tânăr să-mi spună, am decis ca tot salariul pe ultima lună să-l donez pentru construcția acestei biserici. Au fost oameni care au renunțat la concedii, au fost oameni care și-au vândut proprietăți, a fost colecta Maria, au fost atâtea mărturii, au fost atâtea momente pe care împreună le-am experimentat în locul acesta. Dincolo de ziduri, dincolo de construcții, dincolo de evenimente, dincolo de programe, am văzut bunătatea lui Dumnezeu, am văzut cum Dumnezeu ne poartă de grijă, am văzut cum Dumnezeu se implică. Săptămâna trecută, un adolescent care nici măcar nu este de aici din țara noastră, face 15 ani și a fost întrebat, zice, ce-ți dorești de ziua ta?
Copilul acesta a vizitat biserica aceasta poate o dată sau de două ori. După aceea a plecat și n-a mai auzit de BBSO și nu s-a implicat și n-a avut mare legătură cu BBSO. Și cineva l-a întrebat, la vârsta 15 ani, ce-ți dorești de ziua ta? Zice, nu-mi doresc nimic pentru mine, zice. Îmi doresc ca toți banii care vreți să-i dați pe cadouri, să-i donați, zice, la biserica BBSO din Oradea. Incredibil. Incredibil cum lucrează Dumnezeu. Incredibil cum Dumnezeu își trimite îngerii și corbii ca să ne poarte de grijă și cum ne-a purtat Dumnezeu de grijă în anii aceștia. Dar, dragilor, n-aș vrea să ne uităm doar la ceea ce a fost, ci astăzi aș vrea să ne uităm și la ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi. Sunteți curioși să mergem împreună în această călătorie în viitor? Aș vrea să facem împreună această călătorie în viitor și să vedem oare ce a pregătit Dumnezeu pentru noi. Dacă Dumnezeu ne ajută, oare încotro vom merge, după ce vom finaliza clădirea aceasta, după ce vom termina proiectele care ni le-am propus până acum, oare ce se va întâmpla cu Biserica Speranța? Oare cum va arăta biserica aceasta peste 5 ani? De aceea, haideți împreună să facem această călătorie în viitorul Bisericii Speranța. Atâta cât putem noi, am stat, ne-am rugat, am cerut călăuzire lui Dumnezeu și credem că Dumnezeu are planuri mari pentru biserica Lui. Pentru că viziunea Bisericii Speranța pentru viitor este să proclame Evanghelia local, global și virtual. În 2016 spuneam că viziunea BBSO este să facă ucenici mărturisindu-L pe Dumnezeu local, global și virtual. Am reformulat puțin și am simplificat puțin viziunea, astfel încât pentru anii care urmează, ceea ce ne dorim este bazat pe Marea Trimitere. Ceea ce ne dorim este bazat pe cuvintele lui Iisus Hristos și viziunea BBSO, haideți să spunem împreună, viziunea BBSO este să Evanghelia local, global. Încă o dată, cum ar zice Răzvan, doar voi de data aceasta. Viziunea? Dragilor, amin, Domnul să ne ajute să facem lucrul acesta. Nu-mi doresc doar să creștem o mare organizație, nu doresc să ne instituționalizăm în locul acesta și să fim o biserică cool la care să meargă tinerii. Dorința mea nu este doar să facem chestii faine și drăguțe și să avem un ambalaj frumos. Dorința noastră ca și biserică este să ținem Evanghelia lui Hristos în centru, pentru că Iisus a spus în Marcu 16:15, apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și proclamați Evanghelia la orice făptură. Amin. De ce local, global și virtual? Pentru că în Fapte 1:8, tot Hristos, înainte să meargă la cer, a spus, voi însă veți primi o putere atunci când va veni Duhul Sfânt peste voi și veți fi martorii mei în Ierusalim, local, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului, global. Și apoi și virtual am adăugat noi. Pentru că astăzi oamenii nu sunt doar local, național și global, ci astăzi oamenii sunt și virtual. Suntem prinși în această dependență de telefonul mobil, de a da cu degetul pe telefon, de a face scroll down în continuu. Ești acolo, ești din 5 în 5 minute, unii își verifică telefonul să vadă un mesaj nou. Și mi-aș dori așa de mult că atunci când o să dai cu degetul pe telefon să fim și noi acolo. Să dai și peste noi, astfel încât să putem să ducem Evanghelia aceasta mai departe. Dragilor, îmi doresc ca ceea ce facem noi ca și biserică, Evanghelia lui Hristos, dacă dai la slide-ul următor, mulțumesc, Evanghelia lui Hristos să rămână în centrul a ceea ce suntem noi. Și vezi, zice, asta înseamnă că de aici încolo facem doar evanghelizare. Dragilor, Evanghelia nu înseamnă doar evanghelizare. Evanghelia nu înseamnă doar ABC-ul credinței noastre. Evanghelia nu se referă doar la momentul acela în care îl primești pe Hristos. Evanghelia este ceea ce noi am primit
din partea lui Hristos. Evanghelia este vestea bună care trebuie să se regăsească nu doar la începutul credinței, ci în fiecare sferă a vieții noastre. De luni până duminică, Evanghelia lui Hristos trebuie să afecteze tot ceea ce facem noi ca și biserică, toată viața noastră. Evanghelia lui Hristos este cel mai bun lucru pe care putem să-l oferim lumii. Este ceea ce Hristos ne-a lăsat. De aceea, în anii care urmează, îmi doresc să cântăm frumos, îmi doresc să facem evenimente frumoase, îmi doresc să ne întâlnim aici în fiecare săptămână, dar îmi doresc atât de mult, noi ca și biserică, să trecem peste orice obstacol, să dăm la o parte orice piedică, astfel încât să facem tot ce ne stă în putință, să ducem Evanghelia lui Iisus Hristos unei lumi care trăiește fără Dumnezeu. Aceasta este viziunea noastră. Este local, este global și este virtual. Este în Oradea, în România și până la marginile pământului, prin intermediul internetului. Asta ne-a încredințat Hristos, dar Pavel spune că mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este, înțelegeți de ce viziunea noastră este să proclamăm Evanghelia? Pentru că vor veni vremuri în care oamenii se vor rușina de biserică. Vor veni vremuri când tinerii vor crede că suntem demodați, că suntem înapoiați, că suntem expirați, că Evanghelia este doar o poveste de adormit copii. Vor veni vremuri când profesorii îți vor spune că Evanghelia este doar un mit. Vor veni vremuri când poate părinții tăi îți vor spune că ți-ai pierdut mințile. Vor veni vremuri când oamenii se vor uita la Evanghelie și vor zice nu mai este valabilă pentru secolul 21. În vremuri ca și acestea, eu, împreună cu Biserica Speranța, împreună cu Apostolul Pavel, aș vrea să putem spune căci nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, iar apoi a grecului. Dragilor, aș vrea să facem totul pentru Evanghelie în perioada care urmează. Dar mai mult decât atât, aș vrea să mergem puțin împreună și să vedem care sunt obiectivele pe care le avem pentru această perioadă. Ce o să facem? O să ne plictisim în anii care urmează? O să finalizăm proiectul acesta în care am fost implicați? Ce o să facem? O să ne relaxăm bine că am terminat. Acum urmează o vreme bună pentru odihnă și tratament. Pentru că ce a fost greu a trecut și acum numai bine avem o clădire faină, modernă și numai bine putem să stăm liniștiți. Sunt multe biserici care după ce au terminat proiecte ca și acestea, după ce le-au finalizat, n-au mai știut ce să facă. Ei, nu-i cazul nostru, pentru că în anii care urmează, credem că Dumnezeu vrea să ne ducă mai departe și pentru anii care urmează aici la Biserica Speranța, în continuare vrem să fim preocupați de mântuirea oamenilor. De mântuirea oamenilor. Asta nu putem să o schimbăm. Mi-aș dori ca în anii care urmează să vedem în fiecare săptămână, în locul acesta, pe internet, să auzim mărturii despre oameni care se întorc la Hristos. Despre oameni a căror viață este schimbată, este transformată. E atât de important în această lume în care noi trăim. Și cum vom face asta? Așteptarea noastră este ca în anii care urmează fiecare membru BBSO să fie implicat în a propovădui și în a proclama Evanghelia mai departe. Și așteptarea normală și rațională pe care o avem de la fiecare membru BBSO este ca în anii care urmează fiecare membru de la Biserica Speranța să proclame Evanghelia la cel puțin o persoană. Pentru că, dragilor, vreau să fac o mică paranteză aici. Și aș vrea să fac o mică paranteză și să vă spun că n-aș vrea în dimineața aceasta doar să urmăriți o prezentare frumoasă. N-aș vrea doar să punem versete frumoase pe ecran de dragul de a avea versete frumoase. Ci aș vrea în dimineața aceasta să stai și să spui această întrebare. Oare ce aș putea eu să fac pentru această viziune? Oare cum aș putea eu să mă implic? Și aceasta este o așteptare biblică pe care Hristos o are de la noi. În 4-5 ani de zile,
Ar trebui să fie cel puțin o persoană care se întoarce la Hristos din cauza ta, din cauza mărturiei tale. Dacă în 5 ani de zile, datorită vieții tale, a modului în care trăiești, a modului în care te comporți, nu s-a întors nimeni la Hristos, ar trebui să-ți pui întrebarea dacă ești credincios cu adevărat. Am dreptate. Repet, că poate n-ați fost atenți. Dacă în 5 ani de zile nimeni nu-L cunoaște pe Hristos datorită ție, a modului în care vorbești, în care trăiești, în care te comporți, ar trebui să-ți pui întrebarea, oare sunt eu un credincios cu adevărat sau sunt doar un creștin nominal, doar cu numele? Pentru că Apostolul Pavel spune, cum vor crede fără un propovăduitor? Cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi fără un propovăduitor? Și, dragilor, în anii care urmează, noi toți vrem să fim propovăduitorii. Vrem să fim cei care se duc de aici și în fiecare săptămână proclamă Evanghelia lui Hristos local, global și virtual. Și dacă în următorii 5 ani fiecare membru BBS, ăsta e un minimum despre care vorbesc, dacă în următorii 5 ani fiecare membru BBSO aduce la Hristos o persoană, în locul acesta, în următorii 5 ani, ar trebui să vedem cel puțin 800 de oameni mântuiți și botezați și care urmează pe Hristos. Pare imposibil. Așa m-aș bucura Dumnezeu să zdrobească inima noastră fiecăruia pentru oamenii necăjiți și risipiți din orașul Oradea, care nu-L cunosc pe Iisus Hristos. Dincolo de mântuirea oamenilor, pe plan local, în următorii ani ne dorim nu doar să vedem oameni care vin la Hristos, dar am vrea să vedem biserica aceasta păstorită prin prezbiteri, este biblic. Ne dorim să ridice Dumnezeu din mijlocul nostru oamenii lui Dumnezeu, cu inima zdrobită pentru nevoile oamenilor, astfel încât pe măsură ce biserica crește, o singură persoană nu poate păstori 800 de oameni, asta vă spun sigur. Dar ne dorim ca biserica să fie păstorită. Îmi doresc să găsești aici un loc bun din punct de vedere spiritual, astfel încât să fie oameni lângă tine care să te ajute în viața de zi cu zi, atunci când viața este grea, atunci când nu știi încotro să mergi, atunci când nu știi ce să faci, atunci când simți că ai vrea să îți pui capăt zilelor, atunci când parcă ești atât de descurajat, aș vrea să fie acolo lângă tine oameni prezbiteri, oameni ai lui Dumnezeu. Aș vrea să împărțim biserica aceasta în bisericuțe mici, astfel încât fiecare membru BBSO să poată să aibă parte, să aibă parte de această păstorire biblică. Să știi că cineva te poate trage de mâine ca atunci când ai alunecat. Să știi că cineva poate să fie acolo lângă tine, să te ajute, să umbli cu Iisus în fiecare zi. Să practici disciplinele spirituale, să fii acolo, viața ta de credință, viața ta spirituală să crească. Noi vom găsi pe toți oamenii aceștia în primul an, dar ne rugăm ca Dumnezeu să ne scoată în cale oameni a căror inimă să fie zdrobită pentru oamenii necăjiți și risipiți care vin la BBSO. Amin. De asemenea, un alt obiectiv pe care îl avem pentru următorii ani este că 75% din membrii bisericii să fie implicați în grupuri mici. Anul acesta începem grupurile mici, le începem în vreme de pandemie și cu emoții și cu multe reguli și cu distanțare și așa mai departe. Dar ne rugăm să treacă și perioada aceasta de pandemie. Și ceea ce ne dorim să facem în acest an este să nu doar să continuăm lucrarea cu grupurile mici, dar să renovăm tot ceea ce înseamnă grupuri mici, astfel încât în următorii ani grupurile mici să redevină motorul de creștere spirituală a Bisericii Speranța. Astfel încât să te încurajăm, astfel încât să te împingem de la spate, nu doar să vii și să stai confortabil pe un scaun, ci să trăiești viața nu doar pe un scaun și doar în bancă duminica, ci să trăiești viața de credință și în timpul săptămânii și să ai părtășie împreună cu frații tăi. Un alt obiectiv pe care nu l-am trecut aici, dar e foarte important pentru noi în perioada ce urmează, se cheamă zero divorțuri. Zero divorțuri.
Dragilor, în ultimii ani am avut parte de o hemoragie de probleme în familii, în familie din biserică, în familie prietenilor BBSO, și ne dorim în perioada care urmează să investim în sănătatea spirituală a familiilor din biserică, astfel încât ne dorim să tindem înspre zero divorțuri. Ne dorim să putem să stăm de vorbă cu tinerii care se căsătoresc, le spunem să-și deschidă bine ochii și după ce s-au luat unul pe altul, așa cum îs, să meargă împreună până la capăt. Că nimeni nu-i perfect. Dar ne dorim atât de mult să investim în sănătatea spirituală a familiilor din biserică. Un alt obiectiv important este cu privire la copii. Vrem să fie locul acesta un loc irezistibil pentru copiii din biserică. Atunci când te trezești duminica și poate zici tu, mai nu știu dacă astăzi mă duc la biserică, poate mai bine ne-am uitat online, îmi doresc ca locul acesta, lucrarea cu copiii, grupele de copii, tot ce facem aici pentru copii să fie atât de frumos încât copiii tăi să plângă și să se dea cu fundul de pământ până te sui în mașină și vii cu ei la biserică. Amin. Toți copiii care sunteți aici în dimineața aceasta, duminica viitoare vă rog să plângeți până mami și tati vă duce la biserică. Da? Ne dorim să fie locul acesta un loc frumos, un loc bun din punct de vedere spiritual pentru copiii noștri. Avem atât de multe binecuvântări. Slavă Domnului pentru aceasta. Am avut multe binecuvântări, urmează runda a doua anul acesta. Și ne bucurăm pentru aceasta, dar ne dorim nu doar să ne rugăm pentru bebelușii noștri, vrem să-i creștem în frică și teamă de Domnul, astfel încât atunci când vor fi mari să-L cunoască pe Domnul și să-L cunoască din pruncie, așa cum i-a spus Pavel lui Timotei. Un alt obiectiv important este cu privire la lucrarea cu tinerii, Connect 1000. Ce înseamnă Connect 1000? Ne dorim să conectăm 1000 de tineri săptămânal. Am început întâlniri săptămânale de tineret în locul acesta, dar, dragilor, ne dorim să le continuăm, să continuăm aceste întâlniri săptămânale de tineret, astfel încât în anul 2025, la fiecare întâlnire de tineret, să avem cel puțin 1000 de tineri din orașul Oradea care să vină în locul acesta și să respire aer curat. Să fie mediul acesta un mediu bun, un mediu sănătos pentru sănătatea spirituală a tinerilor din Biserica Speranța și a prietenilor lor. Suntem la un pas de Universitatea Oradea. Sunt studenți care au nevoie de Hristos. Ce vom face noi? Vom fi vecini buni și îl vom prezenta pe Hristos studenților din Universitatea Oradea. Vom fi creativi în modul în care vom duce Evanghelia mai departe generației tinere. Îmi doresc atât de mult să văd cum tinerii vin în locul acesta și îl caută pe Hristos. Și nu în ultimul rând, îmi doresc, pe plan local, să fim implicați în această comunitate în care Dumnezeu ne-a așezat. Dragilor, când se va scrie istoria acestui oraș, n-aș vrea ca biserica să fie absentă. Când se va vorbi despre istoria orașului Oradea, n-aș vrea să se spună că biserica a fost apatică, biserica s-a ascuns, biserica a fost invizibilă, ci mi-aș dori noi ca și biserică în anii care urmează să avem impact în această comunitate locală la fiecare nivel social, nu doar social, dar sunt atâtea lucruri pe care putem să le facem pentru oamenii necăjiți și risipiți, dincolo de programe, dincolo de evenimente, dincolo de ceea ce facem. Orașul acesta are nevoie de Hristos la modul cel mai practic. Și dincolo de asta, mai este încă un lucru. Fiecare întâlnire săptămânală îmi doresc să fie un eveniment anual. Mi-a plăcut în dimineața aceasta la Biserica Speranța. Aș vrea să fie acesta începutul unor întâlniri atât de frumoase, încât pentru familiile Bisericii Speranța îmi doresc duminica să fie cea mai frumoasă zi a săptămânii. Nu pentru că se pot duce la Nimfea sau la Felix sau la Iarbă Verde, ci îmi doresc să fie atât de frumoasă, sau la Ochco. Am ajuns să concurăm cu Ochco.
ci îmi doresc atât de mult ca fiecare întâlnire a Bisericii Speranța să fie o întâlnire în care prezența lui Dumnezeu să se reverse peste locul acesta. Și să abia să aștept să vină, abia să aștept să vină ziua de duminică, să fie irezistibil și pentru tine, nu doar pentru copiii tăi, să vii la casa lui Dumnezeu, să te trezești în minte cu acel verset care spune: mă bucur când mi se zice, voi nu prea vă bucurați când mi se zice, dar hai să mai încercăm încă o dată: mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Mă bucur când mi se zice, haide la casa Domnului. În fiecare duminică să te bucuri că poți să vii la casa lui Dumnezeu. Așa de mult m-aș bucura în anii care urmează să treacă pandemia, să treacă măștile, să putem să dăm mâna unii cu alții, să putem să fim din nou aproape unii de ceilalți. Și îmi doresc să avem un program și peste o săptămână să avem nevoie de două programe pentru că locul acesta este neîncăpător. Și apoi îmi doresc să devină iarăși neîncăpător și să avem trei programe și îmi doresc să pot să stau undeva în dincolo de sensul giratoriu și să mă uit, să văd cum vin familii la biserică, familii cu copii, familii cu tineri, cum vin oameni în vârstă în locul acesta, cum vin cu bucurie la casa lui Dumnezeu și să vedem cum săptămână de săptămână Dumnezeu lucrează și Dumnezeu revarsă binecuvântări peste locul acesta și să vedem cum săptămână de săptămână Dumnezeu transformă vieți și oamenii sunt mântuiți și oamenii sunt botezați și oamenii sunt impactați de lucrarea pe care Dumnezeu o face în locul acesta. Dragilor, n-avem voie să ne oprim, n-avem voie să ne relaxăm, pentru că sunt zilele de pe urmă, de aceea pe plan local ne dorim să facem toate aceste lucruri, dacă dai la slide-ul următor, mântuirea oamenilor, păstorirea bisericii, grupurile mici, lucrarea cu tinerii, lucrarea cu copiii, familiile, întâlnirile săptămânale, implicarea comunitară, toate aceste lucruri Dumnezeu te cheamă și pe tine să te implici și vă spun că putem să facem mult mai mult decât am făcut până acum. Dar nu doar local ne cheamă Dumnezeu să ne implicăm, și global. Și mi s-a dus timpul, nu știu cum se duce așa repede, dar la nivel global, ce ne dorim să facem? Biserica e mai mare decât Oradea. Biserica este mai mare decât ceea ce facem aici în Oradea. Sunt oameni care au nevoie de Hristos, sunt oameni care lucrează pentru Hristos și au nevoie de încurajare. De aceea, o dată pe an, ne dorim să facem un eveniment anual pentru lucrători din țară și diaspora. Nu pentru că suntem noi meseriași, nu pentru că suntem noi profi, nu pentru că suntem noi cool, nu pentru că știm noi cum se face biserica sau că inventăm noi roata, nu de asta ne dorim, ci vrem să venim împreună. Sunt pastori, sunt lideri care se ocupă de închinare, sunt pastori de tineret, sunt învățători, sunt alți oameni care poate îl slujesc pe Dumnezeu și unii simt bucurie, alții simt descurajare, unii sunt în biserici mari, alții sunt în biserici mici, unii sunt pe YouTube, alții nu sunt pe YouTube. Și fac o mică paranteză, în orașul acesta și în țara aceasta sunt biserici care fac o lucrare fantastică pentru Domnul, Domnul să le binecuvinteze. Și nu ne dorim să facem evenimentul acesta doar pentru că vezi bine BBSO acum au inventat sau doar noi facem sau noi știm mai bine. Nu, dimpotrivă, ne dorim să avem în fiecare an un eveniment care să fie o încurajare și pentru noi și pentru cei care vin împreună cu noi. De aceea abia aștept să văd locul acesta plin de oameni care să vină poate pentru un weekend, poate pentru o jumătate de săptămână și să vedem cum putem să ne încurajăm unii pe alții, să învățăm unii de la ceilalți. Vă spun că mă entuziasmează la maxim această idee, să putem să vedem că nu suntem singuri, că de multe ori suntem ca și Ilie și spunem: Doamne, numai eu am rămas. De aceea Dumnezeu uneori trebuie să-și aducă pastorii și prezbiterii și lucrătorii și învățătorii împreună ca să vedem că nu suntem singuri și eu cred că împreună putem să facem mai mult spre slava lui Dumnezeu și pentru împărăția Lui. Amin. De asemenea, un alt eveniment este, un alt obiectiv este legat de plantare și revitalizare. Fac o mică paranteză. M-au întrebat mulți: Cristi, ce se întâmplă cu evenimentul anual BBSO? Mă bucur că m-ați întrebat.
fiindcă am auzit că în Oradea se face o sală de sport nou-nouță și când o să fie gata și o să fie toate scaunele puse, o să avem aproximativ 7.000 de locuri. Eu zic că sala asta de sport cu două programe o să fie perfectă pentru un eveniment anual. Amin? Amin. Mulțumesc, mulțumesc, slavă Domnului. Îi clar nu ne oprim aici, clar nu se opresc. Evenimentul anual ăsta va fi și local și global, nu pentru lucrători, ci celălalt, evenimentul clasic BBSO anual, când o să venim împreună 7.000 de oameni la un program și o să-L lăudăm pe Domnul. Wow, mi se face pielea de găină, abia aștept. Abia aștept acea zi. Dar ne dorim să continuăm să plantăm și să revitalizăm biserici. Dragilor, una dintre cele mai mari bucurii este ceea ce s-a întâmplat la Baia Mare. Cum Dumnezeu ne-a ajutat să începem această biserică. Sunt acolo o mână de oameni faini, entuziasmați pentru lucrarea lui Dumnezeu, entuziasmați cu privire la ceea ce trebuie să facă și așa de mult m-aș bucura să vedem alte biserici. Și atenție, fac un disclaimer clar, pentru toată lumea, pentru cei care sunteți aici, pentru cei care ne urmăriți online, nu francizăm BBSO. Scopul nu este să facem BBSO după chipul și asemănarea noastră, nu. Vrem doar să ajutăm acolo unde este nevoie de biserici, indiferent de locație, să plantăm biserici care să slujească comunitatea respectivă, nu biserici care să fie ca și noi neapărat. Dacă se poate lua ceva bun din ceea ce facem, cu tot dragul. Sunt biserici, am spus, unele merg bine și Domnul să le binecuvinteze. Alte biserici sunt pe punctul de a-și închide ușile. Sunt atât de mulți oameni descurajați, biserici care au nevoie de revitalizare, de încurajare. Dragilor, Dumnezeu ne-a binecuvântat atât de mult aici și noi vom continua să fim o biserică pasionată de Dumnezeu atât timp cât ceea ce Dumnezeu ne-a dat vom împărți și cu alții, vom da și altora, astfel încât și alte comunități să experimenteze lucrarea lui Dumnezeu și să fie revitalizate. Amin. De asemenea, ne dorim să susținem proiecte de misiune, cum este proiectul lui Mihai și Hoini. Apropo, ne rugăm, Mihai și Hoini, aproape sigur că ne urmăriți online în momentele acestea. Săptămâna aceasta au fost diagnosticați cu noul coronavirus. Mihai și Hoini au fost testați pozitiv. Ne rugăm să aducă Dumnezeu vindecare. În 11 octombrie ar fi trebuit să meargă înapoi în Papua Noua Guinee. Nu vor reuși să iasă din carantină la timp. Plecarea lor se amână, dar ne rugăm ca Domnul să fie cu ei și să îi ajute. De aceea vrem să continuăm să susținem proiecte de misiune, nu doar în Oradea, și global, și virtual. Și pe partea de virtual, dragilor, atât de multe mărturii, atât de mare impact. N-am timp să vă mai vorbesc despre cât de mult ne-a ajutat Dumnezeu în partea aceasta de internet, să ducem Evanghelia mai departe, prin cântece în mod special, să auzi atâția oameni care folosesc melodiile BBSO spre slava lui Dumnezeu, mesajele BBSO, să auzi mărturii. Momentan un cuplu din Suedia ne urmărește online, Domnul să vă binecuvinteze, abia așteptăm să ne întâlnim în persoană și vor să vină la următorul botez să-L mărturisească pe Domnul în apa botezului aici la Biserica Speranța. Ce mărturie frumoasă! Astăzi avem sute de oameni care în momentul acesta sunt alături de noi virtual și ne bucurăm așa de mult să putem să-i slujim, dar ne dorim să facem mai mult, ne dorim clădirea aceasta, campusul acesta să fie un loc, un mare studio din care să ducem Evanghelia până la marginile pământului în cel mai bun mod cu putință. Atunci când oamenii vor da scroll down la nesfârșit, statisticile arată că ești dependent de virtual, ești dependent de telefonul tău, ești dependent de tableta ta, ești dependent de calculatorul tău, ai fost prins în cleștele acesta virtual, în această caracatiță care și-a pus amprenta și pe viața ta. Și e greu să ieși de acolo. Dar ne dorim să răscumpărăm inclusiv mediul virtual spre slava lui Dumnezeu.
Sunt multe proiecte care le avem, transmisiile săptămânale, clipuri, evenimente, în social media, multe lucruri care vrem să le facem, dar la final vreau să mai pun repede două întrebări. Prima întrebare, cum va arăta BBSO în 2025? Și răspunsul este acesta. Cred că locul acesta vom avea 3 programe identice și vor fi pline toate. Cred că vor fi mulți oameni care vor veni împreună cu noi și cred că vor fi mulți oameni care îl vor primi pe Domnul, îl vor găsi pe Domnul ca Domn și Mântuitor chiar aici în locul acesta. De asemenea, cred că în 2025 va fi multă forfătă. Abia aștept să începem să facem studii biblice pe subiecte specifice în locul acesta. Sunt tineri care mă întreabă de studii biblice, abia așteptăm să vi le oferim. Cursuri de apologetică, studii pentru familii, studii pentru țintite, pentru tineri, probleme cu care tinerii se confruntă dincolo de ceea ce facem duminica. Ne dorim să avem after school pentru copii, ne dorim să avem proiecte pentru tineri, cafeneaua BBSO. Măi, Cristi, transformați locul acesta în restaurant, stați liniștiți, nu asta vrem să facem, dar credem că și cafeaua este o plantă, este o plantă specială pe care Dumnezeu a creat-o. Și când vorbim despre cafea, cred că e obligatoriu să se regăsească în casa Domnului. Și amin. Da, pentru toți ceilalți avem cola, glumesc. Dar ne dorim locul acesta și în timpul săptămânii să fie oameni care să vină aici împreună cu noi, să putem să avem părtășie. Dacă vrei să te rogi cu cineva, unde să te duci? Poți să te duci la Piață Nouă sau dacă nu ai în partea asta de oraș, n-ai nimic și poți să vii atunci la BBSO să bei o cafea bună și să te rogi cu cineva. Să fie vizitator, să fie centru de consiliere, locul acesta ne dorim în 2025. Dragilor, este incredibil ce poate să facă Dumnezeu prin biserica aceasta. Am ajuns într-un punct în care Dumnezeu spune: puneți-mă la încercare și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerurilor peste voi. Și Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, răspândiți Evanghelia lui Iisus Hristos. Ce se va întâmpla în anul care urmează, în 2020-2021? Dă la următoarea întrebare, te rog, că nu mai avem timp. În 2020-2021 vrem să finalizăm campusul acesta. Vrem să-l terminăm cât mai repede, pentru că avem de lucru. Avem foarte mult de lucru. Abia aștept să începem la celelalte proiecte pe care le-am enumerat. Abia aștept să vedem ce a pregătit Dumnezeu pentru noi în anii care urmează. Vrem să începem să ne rugăm în anul acesta să găsim oameni ai lui Dumnezeu în biserică, Dumnezeu să-și ridice oameni care să fie ordinați, prezbiteri, oameni care să păstorească biserica aceasta, împreună să păstorim biserica aceasta spre slava lui Dumnezeu. Ne dorim în anul care urmează să avem o conferință pentru familii. Când vom termina locul acesta, primul mare eveniment pe care vrem să-l facem este această conferință pentru familii. Și în 20 ianuarie 2021 vrem să avem un eveniment anual, dar Cristi, pandemie, știu. Însă, ne dorim să folosim sala aceasta, scena pentru soliști, aici jos pentru instrumentiști, gradenele pentru coriști și vrea să umplem sala aceasta de cântăreți. Este o viziune specială pe care Dumnezeu ne-a dat-o prin Răzvan în zilele trecute și ne dorim atât de mult. În 20 ianuarie, Cristi, dai miercurea, e mai bine decât lunia. A fost ultima dată, a fost lunia, dar se pare că 20 ianuarie devine zi națională la BBSO, zi de sărbătoare. Avem Paștele, Crăciunul și 20 ianuarie. Glumesc. Dar în 20 ianuarie 2021 am vrea să avem un mare, mare, mare eveniment anual, exclusiv online. Să-L ducem pe Hristos în mediul virtual, cum n-am făcut-o niciodată până acum. Începem să ne pregătim pentru evenimentul acesta, de aceea vă invităm să veniți împreună cu noi și vorbim despre echipa de închinare, haideți aici lângă mine, că Doamne, târziu s-a făcut. Mult am vorbit în dimineața aceasta, dar mai mult decât atât, ne dorim ca în anul care urmează să continuăm întâlnirile săptămânale de tineri,
Mulțumim pentru Bogdan, Nicula, care a venit împreună cu noi, ne ajută pe partea aceasta de tineri și ne dorim să ducem mai departe întâlnirile acestea și mă bucur așa de mult în fiecare sâmbătă seară să văd tineri care se organizează, tineri care vin în locul acesta și laudă pe Domnul și ascultă cuvântul lui Dumnezeu și la ultimele două întâlniri am fost așa aici și m-am uitat doar la ceea ce se întâmplă și așa m-am simțit un pic mai în vârstă, dar e așa de fain să-i vezi pe tineri cum vin împreună și predica se duce. Și în timp ce ecranul pleacă de lângă mine, anul acesta ne dorim să revitalizăm. Nu, era ok, puteți să-l duceți. Hai să-i aplaudăm pe băieții ăștia noi. Așa e când predici prea lung. La un moment dat nu mai vezi cum predicați pleacă din fața ochilor. Mai întâi pleacă timpul, apoi pleacă predica. Dar în anii care urmează ne dorim să vedem cum Dumnezeu revitalizează și ne ajută să revitalizăm departamentul media aici la Biserica Speranța. Dragilor, astăzi a fost diferit la Biserica Speranța. Dacă cum ai venit pentru prima dată împreună cu noi și zici, Doamne, dar ce predică a fost și asta? Nu te speria, că așa am zis și eu. Dar n-a fost, v-am zis de la început, că nu este o predică clasică, ci a fost o discuție în familie. A fost o oprire a Bisericii Speranța. Pentru că am vrut să ne uităm la trecut, dar mai ales am vrut să ne uităm înspre viitor. Începând de duminica viitoare, începem o nouă serie de predici. De alea faine. Și vă așteptăm să veniți împreună cu noi. Anul acesta până acum am fost în Noul Testament. Pe final de an mergem în Vechiul Testament. Și mergem în Cartea Estera. Și începem o nouă serie de predici din Cartea Estera. O să vorbim despre Dumnezeul invizibil, dar implicat în viața ta personală. Mai invizibil decât virusul și totuși atât de implicat. Dar în ceea ce privește viitorul Bisericii Speranța, hai să ne ridicăm în picioare. Vreau să vă citesc câteva versete. Apostolul Pavel spune în Corinteni: vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia. Viziunea BBSO este să proclame Evanghelia. Care Evanghelie? Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am proclamat-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum i-am propovăduit-o. Astfel degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, căci Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. A fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Aceasta este Evanghelia. Aceasta este cea mai bună veste pe care Dumnezeu ne cheamă să o ducem lumii. Aceea, în dimineața aceasta, haideți să proclamăm împreună această Evanghelie. Haideți la finalul acestei dimineți să cântăm împreună Evanghelia aceasta lui Iisus Hristos. Haideți să ne uităm plin de speranță spre viitor. Haideți să ne uităm plin de speranță la ceea ce Dumnezeu va face în locul acesta. Văd o biserică puternică în locul acesta. Văd o biserică care va avea un impact mare în societatea aceasta. Văd o biserică care va duce Evanghelia mai departe până la marginile pământului. Văd oameni care se vor implica în locul acesta. Haideți să continuăm să proclamăm această Evanghelie a lui Hristos. A cum lumea
Yeah!
înaintea regelui înviat, înaintea celui care și-a dat viața ca jertfă pentru răscumpărarea noastră, venim în momentele acestea. Îți mulțumim că până aici ai fost cu noi. Îți mulțumim că nu ne-ai abandonat. Nu ne-ai lăsat de rușine. Îți mulțumim, Doamne, că atunci când a fost mai greu, ai fost acolo lângă noi și ți-ai arătat puterea. Și am văzut slava Ta. Și am văzut puterea Evangheliei. Doamne, Te rugăm atât de mult, vino împreună cu noi. Amin. În anii care urmează. Amin. Nu vrem să mergem singuri. Vrem să mergem împreună cu Tine. Amin. Vrem să mergi înaintea noastră. Vrem să fii comandantul nostru. Amin. Noi vrem să fim încolonați după Tine. Amin. Și să Te urmăm pe Tine. Amin. Oriunde mergi, vrem să mergem și noi. Oriunde ne duci, vrem să venim și noi. Vrem atât de mult, Doamne, să Te vedem la lucru, așa cum nu Te-am văzut până acum. Dă-ne credință, dă-ne curaj, dă-ne o dorință de sfințire. Dă-ne, Doamne, putere din puterea Ta. Dă-ne din Duhul Tău cel Sfânt, astfel încât Biserica Speranța să fie o speranță local, o speranță global și o speranță în mediul virtual. În numele lui Iisus Hristos. Amin. În numele lui Iisus Hristos. Amin. 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 Mulțumim Domnului pentru Hristos. Hristosul care a murit, care a fost îngropat și care a înviat. Mulțumim pentru dimineața aceasta. Mulțumesc echipei de închinare, prietenilor noștri, ne-a fost dor de voi. V-am făcut parte din BBSO în dimineața aceasta, că de acum înainte, fiecare duminică, am zis că trebuie să fie așa un eveniment anual, deci haideți să le mulțumim. Să știți că am fost în formulă aproape complet în dimineața aceasta, a lipsit fanfara. Mă refer la sufletorii BBSO, dar studiile arată că nu-i bine să cânți cu fanfara în vremuri de pandemie, că atunci când sufli în trompetă, suflă și virusul și suflă departe. Dar abia așteptăm să treacă vremurile acestea, să putem să facem sărbătoare așa complet în locul acesta, dar ne bucurăm, mulțumim tuturor celor care v-ați implicat, care ați venit și ați dăruit din timpul vostru. Mulțumesc celor de la Bun Venit, de la Media, din parcare, celor care au lucrat și lucrează neobosiți la campusul acesta. Nu dau nume deocamdată, dar am zis când facem inaugurarea și avem sărbătoarea aia mare, le spun numele la toți, așa, la toți care au venit și s-au implicat în mod constant aici, într-o pomenire a campusului. Și unii vă zice, poate ar trebui să vin și eu să mă citească și pe mine. Deci nu-i prea târziu, știu dacă vii de aici încolo, te laud și pe tine la final, da? Pentru că ai venit și te-ai implicat. Dar Domnul Iisus să vă binecuvinteze pe toți care ați fost, cei care au montat lumile, să aici o mână de electricieni, o mână micuță de electricieni și ori stat, ei nu știu că eu știu că ori stat vineri până la 5 dimineața și au montat lumile. Hai să le mulțumim, pentru că oamenii aceștia... Oamenii aceștia sunt cu adevărat o lumină la campusul BBSO. Domnul să mă binecuvinteze. Nici n-am știut ce potențial are campusul acesta. Ok. Acum că vă pot vedea, haideți să mai facem un program. Și programul va avea loc în această dupămasă de la ora 6. Și dăm lumina tare. Așa că vă așteptăm să veniți, o să fie și cina în seara aceasta de la ora 6. Vă așteptăm să veniți împreună cu noi.